United nu a făcut o primă repriză strălucită la Odor Hei, chiar și așa echipa lui David Asande a reușit să termine prima repriză la egalitate cu formația gazdă. Viorel Cojoc a egalat și a reușit să le refacă moralul colegilor săi. Ovidiu Tudose a dus echipa gălățeană în avantaj, însă apoi a urmat potopul. După ce Ivan a trimis pe lângă poartă din poziție de 1-1 cu portarul advers, gazdele s-au distanțat rapid la 4-2. United a revenit și a ratat câteva ocazii foarte mari care, odată fructificate, ar fi relansat partida. David Asande a scos portarul și a forțat marcarea unui gol, însă cei care au punctat au fost tot jucătorii de la Odor Hei. FK Odor Hei United s-a terminat 6-2. Echipa gălățeană a terminat pe locul 4 la 3 puncte de locul 3 ocupat în prezent de Sitiu Târgu Mureș.